Salut încă o dată și mă bucur să ne revedem după o perioadă destul de lungă. Destul de lungă și pentru mine, pentru că mi-a lipsit contactul cu băieții și am așteptat acest moment, această perioadă. Cu siguranță că mi-aș fi dorit ca măcar încă o acțiune să fie avut la dispoziție, dar ăsta este calendarul și cu asta lucrăm. O să îmi dau tot concursul ca să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți, să clarificăm lucrurile cât se poate de bine, cu amendamentul că da, sunt sigur că poate să vă și supăr, fiindcă în același timp, știu că dumneavoastră aveți multe întrebări și cu direcție euro, însă pentru mine încă sunt răspunsuri pe care eu personal le aștept, avem încă întrebări. E o perioadă foarte importantă această acțiune și vă mărturisesc faptul că o tratăm cu maximă responsabilitate, încercând să vedem aceste două jocuri ca și examene, sigur, pentru euro, dar nu luăm acum deciziile finale pentru euro și mai sunt pași importanți de făcut. Nu în ultimul rând, știu că dumneavoastră vă gândiți la turneul final și așteptați probabil și cu nerăbdare să vedeți acolo exprimarea echipei naționale a României și, bineînțeles, echipa să performeze. Dar eu văd dintr-un unghi un pic diferit. Noi avem un proces pe care l-am început acum aproape 2 ani și jumătate, l-am urmat cu încredere, am mers înainte, au fost etape și încă sunt etape pe care le avem de parcurs. Ca să continuăm lucrurile bune pe care le-am arătat în mod special în ultima perioadă. Întrebări? Nu aveți? Nu vă gândiți la cele două meciuri, dar cei din conducerea Federației au spus că vor avea o discuție cu dumneavoastră privind prelungirea contractului. Vreau să vă întreb dacă a loc această discuție sau? Pentru mine personal, asta nu este o problemă și cel puțin o prioritate. După cum președintele Federației v-a transmis, după această acțiune e posibil să avem o discuție în sensul ăsta. Pentru mine a fost mai important ca să gestionez împreună cu staff-ul meu foarte bine această performanță, să ne gândim la ce avem de făcut în continuare, să, cum am spus, să urmăm procesul, dar în același timp să gândim cât mai atent strategia și nu numai din punct de vedere tehnic, dar și logistic, să pregătim cât mai bine aceste două acțiuni și, bineînțeles, cantonamentul centralizat din Germania și vă garantez că totul va fi la cel mai bun nivel. Mai departe vom vedea ce va fi. Eu vă asigur un singur lucru, că echipa națională a României, România tot timpul are prioritate în sufletul meu, cel puțin. Vom vedea exact ce gânduri are Federația, cum vede lucrurile, conducerea Federației, președintele. Vom vedea noua propunere, noua ofertă, vedem care sunt pașii care ar trebui făcuți pentru îndeplinirea noilor obiective și atunci cu siguranță că voi avea și o poziție inclusiv publică. Vom ști acest răspuns înainte de ultimele două meciuri amicale din iunie? Nu știu, sincer, nu știu. Nu știu cum pot evolua lucrurile, nu știu exact încă cum vede Federația continuitatea și atunci eu sunt un om și un antrenor în mod special care își asumă responsabilități, dar pentru mine ca să pot să mi le asum, trebuie să știu foarte concret exact ce așteptări sunt și cum am spus, cum vede Federația în continuare. Ar fi indicat din multe puncte de vedere ca să fie un răspuns final până în turneul final, dar în același timp eu consider că orice este posibil. Dar până în acest moment vi s-au îndeplinit așteptările la echipa națională? Chiar am mulțumit de câte ori am avut posibilitatea Federației, pentru că pe tot acest drum a fost alături de mine, alături de echipă, alături de jucători și în mod special a fost alături de noi atunci când am avut nevoie mai mare, în momentele grele. Aduceți-vă aminte că am început foarte greu mandatul. Eu mă așteptam la asta, pentru mine nu a fost o surpriză. Au fost multe critici, au fost momente dificile, dar am trecut peste cu toții, împreună, uniți. Am simțit încrederea Federației și pentru mine asta a contat mult, că am avut liniștea să lucrez așa cum mi-am dorit cu echipa. Chiar dacă în jurul echipei naționale au fost multe tensiuni, în interior concentrarea a fost pentru muncă,
că focusul a fost total la ce aveam de făcut. Naționala a trecut la un alt nivel, prin mod special, prin determinare și implicare. Și asta a făcut ca să-și câștige dreptul să fie la un turneu final. Dar vă asigur că pentru o prezență bună la turneu final, așa cum știu că suport echipe naționale așteaptă, acest lucru nu mai va fi suficient. De asta vreau să ne rămânem concentrați pe ce avem de făcut. Contractul meu e cel mai puțin important, poate, în acest moment. E important ca să continuăm munca, e important să gestionăm foarte bine această acțiune. E important ca să mai primim anumite răspunsuri și foarte important ce vor face în continuare băieții când se întorc la cluburi până în mai. Sunt lucruri care trebuie să le mai punem la punct, sunt ajustări pe care trebuie să le mai facem, sunt corecții care trebuie făcute în raport cu exprimarea echipei. E foarte mult de muncă în continuare. Dacă vrem să fim competitivi la Euro, e nevoie de mult mai mult decât am făcut până în acest moment. A fost greu să faceți selecția lotului? Nu. Și va fi greu de acum înainte? Apropo de echipa, se tot discută de Drăgușin, de Horațiu, de Ianis, că nu sunt titulare, e aceleași probleme. Va fi greu pentru dumneavoastră sau lotul toate aceste dezbate? Cum? Fiecare are dreptul la opinie. Eu am fost educat, dar în același timp experiența în fotbal a întărit și mai mult această poziție a mea, ca să știu să respect opiniile tot timpul. Fiecare are dreptul la opinii, însă deciziile au fost întotdeauna ale mele, pentru că și responsabilitatea totală a fost a mea. Eu sunt pregătit să iau decizii în continuare, poate, cum am spus și cu alte ocazii, unele cu care chiar eu nu sunt foarte confortabil, dar mi reasum. Acum, odată cu calificarea asta, probabil că s-a și dublat și numărul de selecționeri. Fiecare are variantele lui de lotă, primul 11, avem probleme, da? Le avem, suntem toți conștienți de ele. Multe eu le pot influența, foarte multe nu. Pentru că ce se întâmplă la cluburi ține foarte mult de jucători individuali. Și eu îmi doresc și trăiesc cu sufletul la gură fiecare weekend pe ei să joace, să aibă minute cât mai multe. Dar în final eu îmi doresc ca fiecare dintre băieții noștri să fie în concurență cu propria persoană și să încerce să ofere cea mai bună versiune a lui. La final va trebui să tragem linie, vor fi măsuri pe care, decizii pe care le vom lua și încercăm să mergem cu lotul cel mai competitiv, să fim acoperiți pe posturi și să încercăm să, cum am spus, să producem rezultate bune. În decembrie spuneați că anul acesta veți lua deciziile numai cu mintea, nu și cu sufletul. Așa a fost și în cazul acestor concurări? Păi, eu spun că am luat cea mai logică decizie. Am apelat la continuitate. Am vorbit an de-a lungul de omogenitate, de relații de joc, de o anumită echipă națională care lumea să o știe, să o învețe pe de rost, să se obișnuiască cu ea, să o iubească, să o îndrăjească. Cred că echipa națională a făcut o campanie fabuloasă. Nu știu câți pronosticau ca să câștigăm grupa și ne învinși. Și au fost și niște momente, nu știu așa, cu multă emoție. Cred că România au răspuns prezent imediat, au venit alături de echipa națională și cred că cel mai tare s-au atașat de inima pe care echipa națională a arătat-o. Bineînțeles că rezultatele au venit în ajutorul nostru, dar dacă ne raportăm la realitatea fotbalului românesc, cu atât mai fabuloasă este performanța, pentru că vedem de ani de zile ce se întâmplă cu cluburile noastre când se lovesc de competițiile europene. Vedem ce puțini jucători avem între stranieri care sunt prezenți în competiții europene. În ultimul rând, da, eu am toate uneltele necesare ca să fac analize și chiar comparații. Fotbalul românesc, la care personal țin extrem de mult, sunt extrem de atașat de competiția noastră, am activat acolo atât de mulți ani, încă nu este la nivelul la care noi ne dorim. Este o realitate. Sunt foarte multe statistici care arată diferența dintre competiții de ritm, de intensitate, de consistență, de exprimare. Când ne lovim de competițiile europene, ne lovim de realitatea fotbalului competitiv. Și atunci, cu atât mai important este ce acest grup a realizat. De-aia spun că
nu vedeam niciun motiv pentru care să venim acum și să facem schimbări majore. Acești băieți au produs calificarea, au schimbat trendul, după mulți ani au dus echipa națională României la un turneu final, au bucurat milioane de români. Asta nu înseamnă că cineva are garantat postul pentru Euro. Fiecare trebuie să lupte pentru poziția lui și, cum am spus, ce am făcut în grupă nu mai ne ajută cu nimic la european. Acolo e un alt joc. Acolo mergem și ne așteaptă un cu totul alt nivel. De acum înainte vedem cine va fi sau cine nu va fi cu noi la european. Multă lume spune că jucătorii care nu au prins acest lot de 29 de persoane nu prea au șanse să mai prindă și locul de Euro. Mă gândesc aici la Mitrița Chicciu, care au avut prestații foarte bune în Liga 1. Cine spune asta, spune greșit. Toată lumea are ușile deschise, nu e un clișeu, e o realitate. Noi trebuie să analizăm și în funcție de context. Avem anumite poziții și nu mi le ceresc, pentru că nu pot să fac o astfel de analiză în spațiu public, nu e stilul meu, dar avem poziții unde avem suficiente soluții și foarte echilibrate și soluții cu valoare și avem și poziții unde suntem la limită. Avem una, maxim două soluții. În orice moment se poate întâmpla orice. Oricine are deschisă ușa pentru echipa națională, eu nu pot să iau dreptul unui jucător ca să vină să-și reprezinte naționala. Dar trebuie să demonstreze că are valoare, că are formă, că poate să se integreze într-un grup și trebuie să respecte regulile pe care acest grup le are. Valorile lui, principiile lui, cine a venit și a primit șansă și a arătat asta, a rămas. Cine nu, din păcate n-a mai fost alături de noi. E adevărat că acum e un tren mers, nu mai este în gară, merge cu viteză și trebuie să fie eforturi mari și să se demonstreze lucruri foarte importante ca să poată să sară din mers. Nu în ultimul rând, din nou spun, dacă eu voi mai fi la echipa națională și după turneul final, campania Ligii Națiuni, din nou este o perioadă în care pot fi reintegrați jucători, pot primi șanse alți jucători, pot fi încercați anumiti jucători. E din nou o perioadă mai accesibilă pentru a ajunge la echipa națională a României. Ați fost cu toți încântați de faptul că publicul s-a întors față către echipa națională, lumea a venit în număr mare în tribune, n-a fost mai nimerit, poate ca această partidă cu Irlanda de Nord să se joace în provincie, poate și ca o recompensă pentru oamenii din afara Bucureștiului, toate meciurile de calificări s-au jucat în națională. E un subiect care nu are legătură doar cu mine sau cu ce îmi doresc eu. Echipa națională a României, a românilor și cu siguranță că și orașele importante ar trebui să aibă posibilitatea să vadă echipa națională a României. Dar din punct de vedere și logistic și în raport cu adversarul și faptul că avem foarte puține zile la dispoziție și cantonamentul nostru centralizat este aici, la Măgușoaia, ar fi însemnat timp morți pentru noi cu drumurile. E o perioadă foarte îngustă pentru noi și am încercat să o valorificăm la maxim. Mai mult decât atât, nu s-a pus problema cel puțin pentru această acțiune ca să se joace în alt oraș cel puțin. Eu nu am fost solicitat sau întrebat de astfel de posibilitate. Mai este puțin până la turneul final. Ce urmărește un selecționer calificat de la aceste două meciuri amicale? Poate victoria pentru moral, scheme tactice, nu știu, să nu primiți gol și așa mai departe. Ce aveți în vedere pentru aceste partide? Este foarte important să ne păstrăm valorile, cum am spus. E foarte important să ținem de lucrurile bune. Am construit o fundație. Ne-am remarcat prin anumite lucruri care ne-au ajutat să ne calificăm. Prin comparație, ați întrebat de siguranța defensivă. Păi, raportat la ce s-a întâmplat în Liga Națiunilor, e un progres real. Trebuie consolidat acest lucru. Echipa a avut o altă consistență și în plan ofensiv. Am creat un alt număr de ocazii. Am marcat mai mult. Am generat mult mai multe mingi în fața porții, am avut mult mai multe contacte, ceea ce a însemnat faza noastră pozițională. Cifrele unele între ele s-au dublat chiar. Am avut un procentaj mult mai bun de pase realizate, pase complete, siguranța paselor. Am avut consistență. Sunt lucruri care s-au întâmplat, dar asta nu înseamnă că suntem, cum am spus, la nivelul la care să avem garanția că putem să mergem să producem performanță pentru România.
Sunt în continuare lucruri pe care trebuie să le consolidăm, sunt ajustări, sunt și corecții. Avem nevoie de foarte multă muncă și avem foarte puțin timp la dispoziție. Revenind la grupul deja format și la modalitatea pe care unii pot reveni în acest grup, Alex Mândriță, pentru de curând, și-a schimbat atitudinea și va face tot ce e posibil ca să ajungă la Euro. E ceea ce așteptați de la el? Eu cred că v-am obișnuit pe parcursul campaniei și numai de când am venit la echipa națională cu faptul că focusul meu a fost total pe grupul care l-am avut alături și pe jucătorii care noi lucrăm zi de zi. Tot timpul v-am spus că eu văd ca o lipsă de respect pentru cei care sunt aici ca să vorbesc de alți jucători. Pot să spun că da, echipa națională este deschisă ca să vadă jucători potențial. Alex Mitriță a fost în circuit echipei naționale și tot timpul eu am văzut foarte multă calitate la el, un jucător extrem de înzestrat, cu mult talent. Poate faptul că nu a fost atât de competitiv cum eu cred că ar fi putut să fie, cu o mentalitate mai competitivă, a făcut ca el să nu realizeze lucruri și mai mărețe la cluburile unde a fost și să nu joace la cel mai înalt nivel, cu tot respectul pentru Craiova, mă refer la, nu știu, fotbalul european, dar chiar nu cred că e momentul ca să discutăm acum nominal despre alți jucători. Da, am avut o discuție cu el, pentru că sunt un antrenor care comunică cu jucătorii, sunt un antrenor care e deschis la dialog și tot timpul selecția a fost făcută nu după, nu știu, orgolii sau supărări, chiar dacă la un moment dat am avut o supărare în raport cu un jucător sau altul, atunci când ei au dovedit că merită să reprezinte acest tricou special și unic, atunci am lăsat la o parte orice fel de orgoliu. Mulțumim frumos! Vedem în seara! Hai să voiam să vă întreb dacă această calificare v-a făcut cumva să vedeți, pentru că multă lume comenta și spunea că sunt antrenori care nu zâmbește. Eu am în contract o clauză să zâmbesc. Am o clauză să îndeplinesc obiective, am îndeplinit. Mai departe, dacă cineva, nu știu, așteaptă de la mine multe râsete sau un partener de juetă, nu sunt persoana potrivită. Zâmbesc atunci când simt să o fac. Eu cred că trebuie să vin în fața dumneavoastră cu maximă seriozitate, responsabilitate. E mesajul care îl dau și către grup. Sub nicio formă nu este pentru mine o prioritate asta. Gata, se duce. Mulțumim! Mulțumim!